v-am găsit la un nou tutorial. Astăzi vom face o lucrare cu C4D-uri pe un render bun, să zic eu. Am ales acest render pentru că îmi place personajul. Să începem. File, New. Facem dimensiuni ceva mai mari, 400 pe 200. 400 200. Luăm renderul, drop. EasySpy, resize de pe aici. E bun. Acum cu Lasso Tool, mergeți pe marginile lui și îl înconjurați și apăsați delete. Oh, întâi trebuie să dați resize layer, scuzați. Și acum delete. Să văd dacă n-a rămas. Nu, n-a rămas nimic. Așa, e o modalitate mai simplă de a șterge semnătura celui care a făcut renderul. Acum C4D-uri. Am o gamă foarte largă. Voi folosi cât mai multe, voi le aveți, pentru că am pus acum vreo 4 sau 5 videoclipuri, toate resursele mele pe YouTube. Sper că le aveți ca să puteți să faceți. Vom la unul simplu, să spun, să văd unul care îmi place. Asta să o luăm la coadă, la cap. Acesta. Doar ca să umple spațiul din spatele lui, îmi place acesta. Așa, după aceea, ia să mai vedem. Acesta îl folosesc mult deasupra, pentru că ocupă spațiul aici la integrare. După aceea îi place să-i dau resize, să ocupe spațiu pe aici, pe undeva, îl voi pune chiar după ăsta. La fel și în partea asta, la altă. Așa. Câte îl J și voi merge deasupra să-l pun, uitați, iar la integrare. Așa, perfect. Acum, este verde acesta. Luați toate, dați Rasterize Layers și mergem la fiecare Adjustments, Hue Saturation, la cele care le-am adăugat ultimele și dăm la Black, ca să n-aibă culoare, adică să fie negre. Mage, Adjustments, Hue Saturation, Black. Și așa vom face la toate. Ia să vedem, acesta. În videoclipul acesta încerc să vorbesc mai tare, pentru că mulți spun că vorbesc în ce. Nu, vorbesc foarte tare, dar n-am un microfon care să mă ajute. Așa, deci arată mult mai bine acum. Background-ul puteți să-l faceți la sfârșit, adică în spate, să vedeți cum se umple mai bine. Acum, voi folosi un C4D cu ceva culori. Să-l găsesc pe aici, pe undeva. Acesta oare? Nu acesta, dar ar merge, dar nu-mi place. Încă un C4D bun este acesta, flame-ul, pentru că dă culoare în spate. Chiar este o idee bună să pun un flame în spate, întorc. Resize și după cum îl punem în spate. Așa, mai mic chiar. Doar să dea puțină culoare și dăm opacity mai mic. Așa. Hai măi. Așa. Acum caut acel C4D, chiar nu știu unde la este. Unde ești măi? Ciocoflendere. Cred că o idee mai simplă este să-l caut așa. Ah, da. Așa, acest C4D este bun. L-am folosit într-o lucrare anterioară cu Marvel. A fost foarte apreciată. Așa. Oh, nu. Așa. Caut cât se poate de repede să facem integrarea și pe aceea vom trece mai departe. Where the hell are you? Ah, uitați-l. Acest C4D îl vom pune. Îmi place pentru că are culorile speciale. Și pot să-l pun la integrare gen. Stați așa.
după render, așa, să apară din aceste bile, o să vedeți cum. Și puține de astea. Îmi place că e ușor de utilizat și pot să-l decupez. Delete. Ah, iar trebuie să-i dau rasterize, scuzați. Delete. Ștergeți cum vreți să arate acesta. Uitați, delete. Așa. Pot să-l pun și în partea cealaltă. Sus aici chiar. La render jos deasupra, așa, aici jos, dar nu întins, așa, aici, așa, să arate mai bine. Acum, integrarea va fi în felul următor. Dați-o da puțin mai mare renderul sau mai mic, așa. Integrarea va fi în felul următor. În spatele lui vom pune umbraș. Ce culoare vreți? Eu folosesc puțin alb să-i dea luminozitate în spate. Așa, după aceea vei folosi un roz spre roșu pe lighten sau cum vreți. Lighten pentru că dă mai multă culoare. Așa, după cum vedeți. La sfârșit puteți schimba și culoarea CP2D-urilor. O să vă arăt și asta la sfârșit. Acum, background-ul, după cum am spus, putem să facem la sfârșit, să vedem cum dă mai bine. Cred că negru dă bine. Da, îl umple, să zicem. Da, cam prea, dar merge, să zicem că merge. Bun, acum, un spot de lumină vom face acum, cu un braș mai mare. Sper că vorbesc destul de tare. Oh, scuzați, era pe negru. Sper că vorbesc destul de tare, cât să-mi audă unii. Așa. Lighten. Acum. Nu vă face nicio play image, cum sunteți obișnuiți cu mine. Gradient map. Și din nou, gradienturile ne ajută foarte mult să facem o lucrare. După cum știți. Uitați. Nu prea să mai observă diferența. Bine, eu am scris opacitate pentru că când voi da gradientul alb-negru, se va observa. Așa, uitați, vedeți? Gradient map. Gradienturile obișnuite, care vi le-am arătat și precedentul tutorial. Așa, gradient map. Și acum, soft light. Uitați. Așa. Acum, să schimbați culoarea. Veți mai puțin mai intensiv, să spunem. Hue saturation, schimbăm. Uitați, mai în roșu, să zicem, și mai accentuat. Renderul nu va fi, cum să-i spun, va fi și el colorat. Așa ceva. Nu știu ce culoare să aleg. Cred că albastru ar merge foarte bine. Voi merge pe albastru mai deschis. Ba, e prea deschis. Cred că așa e bun. E, renderul s-a colorat și el, da? Mergem la sotul. Dăm pe fața lui. Și delete. Chiar putem să-i dăm și resize ca să nu greșim. E o modalitate foarte utilă de a șterge ce nu-ți dorești. Pentru că ești bazat pe mâna ta. Așa, și încă aici puțin. Și la obrăjur. Așa. La cămașă. Așa. Foarte bine. Ați văzut cum se face și colorarea unei imagini. Așa. Acum, vedeți, nu prea are luminozitate, nu mai prea are nimic integrare ca lumea. Acum să văd unde era renderul. Aici. Așa. Luminozitatea îi vom da cu un braș din nou. Mai mic. Din nou white-ul nostru. După aceea, pentru a reda un plus, în fața lui vom pune
albastrul, culoarea selectată, să zicem, numai că eu îl voi da puțin mai deschis. What the fuck? De ce, mama dracu? Ia să mă gândesc. Cred că nu a făcut bine acum asta. Îl vom da puțin mai târziu. Cu Hue Saturation și vom șterge de aici totul. Așa. Integrare bună. Acum deasupra sau nu chiar deasupra pe aici pe undeva cred era. Nu. Aici. Așa. O altă modalitate ar fi să băga niște texturi în ele. Stați să vedem texturile mele. Texture. Ceva cu, cum să-i spun, particule. Pentru că dă mai bine. Screen. Uitați. Așa. Și putem șterge soft. Și opacitatea nu trebuie să fie 100% pentru că se ia mult din imagine. 80 poate fi Rasterize Layer și putem da ștergere fără niciun fel de reținere. Ne vom da transform horizontal. Vom pune și ceva și pe aici pe sus. Nu contează dacă videoclipul se va transforma într-unul lung. Sper că veți înțelege ceva din el. Acum, cred că arată destul de bine acum. Modalitatea mai simplă de a colora este și photofilter. Eu voi folosi un violet. Nu știu de ce îmi place, nu-mi place violetul. Așa, vedeți, arată bine. Acum aici, cum am spus, Hue Saturation, aici voi folosi Lasso Tool și voi face asta. Ah, nu e bine. Nu e bine. Pentru mai mult să dați mult mai mult înapoi, folosiți Ctrl Alt și Z. Așa. Voi colora din nou, nu prea-mi place cum arată acesta. Așa, foarte urât. Așa, bun, bun, bun. Acum arată mai bine. Acum vom scoate în evidență, Enter și încă o dată Enter. Acum vom scoate în evidență puțin aceste spoturi. Așa, Lighten sau Screen, nu contează. Aceeași culoare și dăm, așa, recolorăm pur și simplu. Acum, la Ellipse Tool, faceți un elips destul de mărișor, așa, dați Rasterize, nu Create, release, Rasterize Layer, luați Erase Tool, faceți-l aproape cât el, aproape prea mare, o să vedeți de ce, opacitatea creșteți la 100, și începeți să ștergeți și încă puțin deasupra aici. Pentru a face un fel de sferă, o vom pune pe screen și mergem la astea și le punem aici. Dă lumină mai multă. Așa, încă puțin, încă puțin. Bun. Dar și nu mai la așa. Așa. Să ziceam. Dar nu-mi place cum a ieșit acolo. Aceste. Hue Saturation. Ia stați așa să văd unde erau. Acelea mele. Nu. 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 Ah, da. Unde e mama dracului le-am pus?
După el. Aici. Așa. Voi schimba culoarea de aici, nu vibrance. Scuzați. Hue saturation și îl vom face direct albastru de aici. Albastru, albastru. Unde e albastru? Hai mă. Așa. Finally. Bun. Looks good. Dar cred că trebuia să-l las așa pentru că unde am pus acel? Dați așa să văd ceva. Nu știu ce am făcut pe aici. Îi dăm photo filter, da? Hue saturation. Și de ce mama naibii nu colorează în violet? Oare din această cauză? Nu cred. Aha, da, de aici. Ah. Așa. Cred că foarte bine ar fi. Deci, ce te-ai colorat, măi? Hue saturation, ia să văd. Ah, cred că e bun așa. Ah, să revin. Oh, nu. Acest C4 de nu e bun. Texture. Revenim la texture. O voi folosi și pe aceasta. Screen. Ia să văd cum a ieșit de așa. E relativ bine. Putem folosi încă un gradient map. Acesta oare? Nu. Din nou pe ăsta. Pe Lighten, să mai mascheze ceva. Și din nou acest negru overlay sau soft light, mai bine. Prea mult Lighten. Așa. Să se mai coloreze, putem da puțin brightness și contrast. Puțin contrast, perfect. Acum, pe render, vom adăuga ceva efecte. Deci acesta este renderul. Click pe el, pardon, new layer, create clipping mask. Cu albastru selectat, vom da pe marginea lui. Dar de ce faci așa ceva, măi? Ceva nu-i bine. Dar e bun că mi-a dat puțin efect. Pot face asta și deasupra. Ceva albastru, așa. Și dau soft light. Și se fini. Și asta e o posibilitate, să dați soft light și să faceți astea. Îi va da și mai multă luminozitate. Și să fie toată soft light și colorez pe toată cu un brush mai mare. Și așa. Acum îi voi da curves. Oh, fuck. Vreau să mă scuzați. Cred că va trebui să fac ceva. Sau nu? Așa, mă scuzați, am avut o problemă cu curves-ul, trebuia să dau restart la Photoshop. Așa, acum dați pe blue și trageți în sus și în jos pentru un efect mai bun. Acum vom face din nou un spot de lumină. Așa. Poate e prea mare. E bun. Așa. Cred că e destul de bun, zic eu. Image, apply image. Cred că voi da un filter blur, Gaussian blur 2, lighten. E mai multă luminozitate, scădem opacitatea. New layer image, apply image, CTRL J, filter, sharpen
Sharpen. Opacity 70%. New layer image, apply image. Acum pentru text. Vom folosi un text bebas cu, să zicem, titlul Toretto, pentru că el este realizatorul acestui render. Toretto. Alb, alb. Așa, cu un 18 sau 20, să zicem. 20 e bun. Și freeze my su, așa, lipsi su-ul. Tutorial. La ăsta trebuie să meargă un font hand draw handmade. Nu, handwriter, așa, handwriter. Bun, ceva de genul, cred. Still time, nu, prea sus, măi. Still time, eu nu foloseam still time. Să găsesc un fond bun și vi-l sugerez și vouă. Așa, nu. No, not yet. Where the heck? Să vedem, să vedem, să vedem pe unde e. Așa. Să da fonturi. Ce mama naibie. Ah, ăsta este, fontul ăsta este bun pentru avatare. Are un omaj la literul foarte mare. Așa. Nici nu dacă mă cheamă, o să vi-l scriu în descriere, dacă îmi amintesc. Aha, acesta. Dar nu văd cum se cheamă. Se cheamă MKB British Writing. Da. Ok. MKB British Writing pe 12. Îl băgăm de desubt și e bun așa, cred eu. Așa, mai dăm un curves să fie acolo. Bun. Acum, ca de final, facem image, apply image. Bleeding options, stroke. Stroke-ul va fi negru în continuare, pe 1, pentru că arată mai bine. Așa. Și image, apply image. Acum am zis că vă voi arăta cum se schimbă culoarea. E bine, ca și până acum, acest adjustments. Așa, adjustments, hue saturation. Și puteți face așa ceva. Sau o să alerg un, o leg un violet, cred. No, rămân la albastru. Scuzați, albastru acesta mai deschis. Cred că este mai bine păstrat. Bun. Ok. Bun. Ok, așa. Practic, e terminat această imagine, sau nu, semnătură, lucrare. Sper că v-a plăcut acest tutorial de astăzi. Vă aștept și la celelalte care vor urma. Până data viitoare, numai bine. Pa!